ha, c'è tutto il favorabile, un pochino di soffetto, di intimità che ha. C'è niente di oggi a ce va, ma mi invito a caso se pomenim de o persoană care a plecat dintre noi și a făcut ca acest cadru să fie atât de potrivit și de propice lucrurilor de acest gen. Cel care a întemeiat cu adevărată arță această clădire, acest așezământ, domnul Manole. Dar nu ține un moment de înțelegere, ci doar de pomenire, pentru că consider că așa este mai potrivit ca oamenii care au creat ceva să fie pomeniți, să nu fie uitați. Este cea mai potrivită înțelegere. În acest cadru, atât de elegant, atât de aristocratic, iată că se adună, zic eu, crema orașului Botoșani, ca să asculte și să vadă și să cunoască o nouă apariție, atât ca o carte nouă, dar mai ales ca o nouă autoare în peisajul literar românesc și care, iată, ne-a făcut bucuria de a veni și aici la Botoșani să se întâlnească cu noi, cu un curaj extraordinar de a înfrunta de la prima carte publicul din câteva orașe, printre care și orașul Ionescu, care, indiferent ce se întâmplă din punct de vedere oficial, rămâne totuși capitala culturală, măcar națională, dacă nu europeană, și noi trebuie să ne străduim să-i confirmăm această identitate. Așadar, avem de-a face cu un debut. Un debut în proză. Debutul în poezie este ceva mai ușor de realizat, pentru că astăzi se poate scrie poezie și la îndemnul unui talent real, dar și din strădania de a confecționa din cuvinte aleatorii, fraze și versuri cu sau fără rimă, dar care să mimeze ceva în sens, o sintagmă poetică. Sigur că uneori este vorba de talent, dar de multe ori, din păcate, este vorba doar de impostură. Spun pentru că știu. În proză nu se poate, e mai greu. Proza, oricât ar fi autorul de doritor să se încadreze în mode, așa cum se întâmplă cu autorii de poezie, nu poate fără să dea sens și coerență și stil cărții pe care o scrie. De aceea este mai adevărat curaj să debutez direct cu un roman. De obicei, cei care se aventurează în domeniul prozei încep cu mici povestiri, cu lucruri scurte, prin care pur și simplu iau cursul pieții. Ori această doamnă, care semnează Lili Crăciun, să fie într-un ceas bun, eu sunt și poet, așa că pot să și rimez, vine cu un roman curajos, cu un roman energic, un roman, chiar pot să spun, șocant. De ce? Pentru că abordează această problematică despre care deja ne-a spus doamna Irina, descrind contextul, context pe care mulți dintre noi și mai ales multe dintre doamnele care au trăit în acea epocă îl cunosc foarte bine și care punea femeile într-un cerc vicios, într-un unghier din care nu puteau ieși. Pe de o parte,
dragostea de copii, sigur că doreau să aibă copii, dar pe de altă parte condițiile, toate condițiile de viață pur și simplu îngreunau până la interzicere îndeplinirea acestei năzuințe. Pentru că probabil unele de dumneavoastră sau chiar și domnul își amintesc, nu era apă, nu erau condiții igienice, era frig, concediile de maternitate nu erau de 4 luni, după care trebuia să te întorci imediat la serviciu și să rezolvi cum știai problema lăsării copilului cu cineva. Spun toate acestea pentru că eu le-am trăit, știu cum este. Sunt emoționată în general, acum asta e cu mine. Mulțumesc foarte mult, doamnei Luceava, la urmă, pentru prezentarea și ce aș putea să vă mai spun eu un plus. Aș vrea să vă spun o mică poveste. E o poveste din sutele de mii de povesti care s-au întâmplat în sistemul abolit după 1989. O poveste poate mai cruntă decât cea din cartea pe care vă oferați. După lansarea de la București, una din cititoarele de acolo, cu tot scripăr, m-a invitat la un ceai și mi-a povestit o întâmplare terifiantă despre o tânără foarte frumoasă, care la 4-5 luni, după un avort empiric, a fost arestată, întrucât medicul care îi provoca securetajul fusese la rândul arestat, bătut, și obligat să spună, să facă lista tuturor femeilor cărora le făcuseră avort. Pentru ca ea însă și să recunoască, așa era nevoie pentru și de mărturia ei ca să intre în pușcărie, a fost pleznită și această tânără femeie de 25 de ani și plină de sânge a atras atenția unui șef de la securitate care venea să supravegheze ce se întâmplă cu aceste personaje care îndrăzneau să se împotrivească legilor absurde ale comunismului. Și pentru că i-a căzut cu tronc, i-a propus o noapte de amor în schimbul libertății. Și această femeie, și povestea este reală, această femeie, cu acceptul soțului, a acceptat. Pentru că avea 2 copii acasă. Ce aduc eu în plus față de o poveste mai sinistră decât povestea din carte? Pentru că trebuie să știți că Liana din carte sunt eu. Pentru că povestea este reală. Pentru că lucrurile s-au întâmplat. Chiar dacă ea nu este un documentar, cartea nu este un documentar, cartea este o poveste, dar din păcate este o poveste înspăimântătoare pe care am trăit. Și atunci v-aș putea întreba și ce am eu în plus față de aceste sute de mii de femei care au trecut prin asta. Am să vă spun ce am. Curajul de a vă spun. Curajul de a ieși din acea secretomanie pe care am avut-o față de proprii copii, pe care am încercat să-i protejăm din toate punctele de vedere de tarele sistemului în care trăiam. Curajul și îndemnul pentru generația tânără și foarte tare mă bucur pentru că sunt atât de mulți tineri în sală să lupte și să nu se mai întoarcă niciodată un asemenea sistem. Cartea a început printr-o poveste scurtă, ca un strigăt de revoltă, acum 2 ani de zile, când au început manifestațiile de la Madrid, din Spania, manifestațiile sutelor de mii de femei, despre care probabil ați auzit, împotriva interzicerii avortului. Nu neapărat datorită acelor manifestații am scris, ci datorită unui curent care s-a creat pe internet, în care femeilor care luau apărarea celor din Spania, îi se spunea criminal. Și atunci am scris o poveste scurtă pe blog de numai 2 pagini, încercând să explic celor care ne făceau pe noi criminale, cele care ne-am provocat prin tot felul de mijloace aberante
prin tot felul de mijloace care ne-au dus la marginea prăpastii, în care am balansat între moarte și pușcărie de cele mai multe ori, că e foarte greu să faci criminal pe cineva în condițiile de atunci, în condițiile în care o lege aberantă a interzicerii avortului, 3 ani concubinaj și cu lipsa anticoncepționalilor, pentru că asta se întâmpla. Pentru că poate în Spania manifestațiile n-ar trebui să fie atât de serioase câte vreme există anticoncepționale.